Zisa Domnul către ucenicii săi, iată vă-mi dau o putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Însă nu vă bucurați de aceasta, căci duhurile se pleacă vor, ci vă bucurați mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis, Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Dar, Doamne, căci așa a fost înaintea Ta, bunăvoința Ta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem în zi de sâmbătă, în săptămâna 27-a, după pogorârea Sfântului Duh. Zisa Domnul către ucenicii Săi, iată, v-am dat vouă putere să călcați peste șerpi, peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Însă nu vă bucurați de acestea, căci duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. V-am dat vouă putere, puterea de a lega, puterea de a deslega, puterea de a propovădui cuvântul Evangheliei, luați Duh Sfânt, câte veți lega legate, câte veți deslega dezlegate vor fi. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată cultura, care va crede, se va boteza, se va mântui, care nu se va osândi. V-am dat vouă putere, v-am dat cheile împărăției, prin voi, cei care puteți dezlega păcatele oamenilor, sfinți tainele și uni pe Hristos, pe oameni cu Hristos, euharistic, v-am dat vouă putere să zdrobiți împărăția satanei, să uniți pe oameni și să-i pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu și să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Unii părinți tâlcuiesc că șerpi, scorpii, căpitenii sunt demonii poftitori, demonii mânioși și demonii arhiconi. V-am explicat de atâtea ori, când am dat exemple, că demonii poftitori îi biruie pe oameni prin puterea aceasta sufletească a poftei orientată greșit către lucrurile din lumea aceasta și către plăcerile din lumea aceasta. Demonii mânioși sunt cei care bagă vrajbă între oameni, stârnesc mânia în inima omului și în continuu îl țin pe om într-o mânie nesfârșită. Pofta și mânia, apa și focul reprezintă două mișcări ale ființei umane care nu-și orientează mintea printr-o rațiune supusă credinței corectă în fața lui Dumnezeu. Pofta și mânia reprezintă focul nestins și viermele neadormit. Focul nestins, că omul nu mai are dincolo materia care să-și facă, satisfacă pofta, iar mânia nu mai are cum să-și satisfacă mânia față de aproapele său. Focul nestins și viermele neadormit. Iubiți credincioși, pe cap peste șerpi, peste scorpi și toată puterea vrășmașului. M-am amintit de atâtea ori acest balans al întregii lumii care s-a manifestat în continuu din cele mai vechi timpuri între poftă și mânie, iar în ultima perioadă între comunism și capitalism, între roșu și albastru, între aceste două forțe care au vânturat lumea. Dar acum se pune bazele noi ordini mondiale. Până acum s-au luptat între ei demonii poftitori și demonii mânioși, dar acum iau stăpânire asupra omului și asupra pământului demonii arhiconi, o rațiune fără de Dumnezeu, o logică fără de Hristos Logosul, o învățătură și o orientare în lumea aceasta fără de Evanghelia lui Hristos. Deci vedeți, frățile voastre, cum am trecut și prin poftă și prin mânie, dar acum treaba este mai cumplită. Și mă gândesc să vă dau două pilde simple
care să vă facă să înțelegeți. Erau doi orbi care mergeau de mână și cerșeau în continuu ca să-și ducă și ei zilele. Și oamenii, văzându-i că se țin de mână unul cu altul și se susținau, erau mai impresionați. Și când îi punea câteva la unul și ei mergeau și se adunau seara și numărau bănuții și trăiau, alte ori puneau un alt ban la altul și tot așa, și ei trăiau unul cu altul, se susțineau pentru traiul de zi cu zi. Își cereau iertare dacă greșeau, împărțeau bănuțul cum aveau, cum puteau ei și mergeau înainte. Într-o zi, un demon care a văzut înțelegerea lor s-a chinuit în fel și chip ca să-i biruie, să bage vrajbă între ei și nu a reușit. Și era supărat el în mijlocul cetății acolo. Apare deodată o babă, o vrăjitoare, o hârcă de babă, cum se zice în popor, care știe răutățile mai mari decât demonii și spune: „Dar ce ai tu aici, dracule, de te simți așa de supărat? Păi uite așa, cu orbii ăștia n-am putut să bag vrajbă între ei. Lasă că te învăț eu.” Și-a mers baba cu dracul de mână și îi spune unui orb la ureche: „Uite, îți dau un bănuț de aur. Vă dau un bănuț de aur.” Și spune și celălalt: „Vă dau un bănuț de aur.” Îi spune și unuia la ureche, îi spune și celălalt la ureche, dar nu pune banul în mâna nimănui, la niciunul dintre ei. Și când au ajuns ei acasă, au întrebat: „Cum arată un ban de aur? Cum simți tu banul ăsta de aur? Că n-am primit niciodată un ban de aur.” „Păi nu l-ai primit tu? Dar nu l-ai primit tu? Dar nu ți-a spus ție la ureche? Dar nu ți-a spus ție la ureche? Păi dar am auzit cu urechile mele. N-am văzut, ar trebui să-l vedem acum amândoi prin simțul tactil.” Și au început să se bată între ei. S-a stricat prietenia pentru că s-a folosit vicleana babă și l-a învățat și pe demon o viclenie pe care el nu știa. Le-a spus ceva, dar de fapt a acționat cu totul și cu totul altfel. Iubiți credincioși, ei au fost biruiți de patima poftei pentru că se gândeau: „O să avem și noi câte un ban de aur.” Și apoi din poftă au căzut în mânie, draci poftitori și draci mânioși, și au început să se bată între ei și s-a stricat prietenia. Cam așa face statul, iubiți credincioși, prin instituțiile lor. Printr-o instituție îți dă, printr-o instituție îți ia, printr-o instituție îți promite, printr-o instituție te blochează, prin alta te amenință, prin alta te șantajează, prin alta te închide, prin alta te termină. Dar e aceeași viclenie drăcească în ziua de astăzi. Cine are urechi de auzit să audă că lucrurile trebuie spuse pe față și trebuie să înțelegeți, mai ales în aceste momente în care neamul se frământă odată, cum să facă și cum să aleagă ca să fie bine. Ce alegere să facem noi ca să mai fim păcăliți odată? Precum orbii care n-au avut discernământ, ei erau cu mintea numai la bănuțul acela cu care putea să obțină un venit mai mare decât altă dată, parcă ar fi fost baba în campanie electorală. Și iubiți credincioși, a ieșit vrajba între ei așa cum este vrajba în neamuri și în poporul acesta. Unul este cu roșu, altul este cu portocaliu, altul este cu albastru, altul îi se dă mai mult, la altul îi se dă mai puțin. Și ei, când erau săraci și orbi și câștigau câte un bănuț, mergeau înainte și era o prietenie și o comuniune. Și când s-a băgat baba între ei, a știut cum să-i lucreze mai ceva decât dracu și a distrus toată armonia și toată unitatea. Înțelegeți? Sărac și curat, dar să vezi cu mintea, chiar dacă ești orb în planul fizic, asta înseamnă să fii văzător și să fii om întreg la minte. Vă mai dau o pildă, iubiți credincioși. Asta a fost un atac la nivelul poftei și al mâniei. Într-o biserică erau tot așa doi cerșetori care își duceau viața de pe zi pe alta. Și unul era, știți foarte bine pildele astea, dar le repet pentru că în contextul actual parcă au altă conotație, alt sens. Unul era în mână cu Sfânta Cruce și cerșea și altul era în mână cu steaua lui David, simbolul evreiesc. Și creștinii când vedeau pe cel cu steaua lui David, ce făceau? Se îndemnau cu toată forța lor și dădeau bani la cel cu crucea, că e sărache, necăjite, creștini de-a nostru, pleacă de aici, măi.
Și la un moment dat, pe seară, ei se întâlneau, făceau, numărau bani și spune unul altuia: auzi, măiții, că ne învață ăștia pe noi marketing. O știți și iarăți o știți. Ăsta e dracul arhiconului credincioși. E mai pervers decât ăla care l-ați văzut cu orbii, care s-au bătut cu pofta și mânia. Pentru că pe o viclenie, la nivelul rațiunii, îi păcălea pe cei care n-au discernământ. N-au avut discernământ nici orbii și au pierdut comuniunea pentru săgeată venită de la dracu prin babă și n-au avut discernământ nici creștinii care fiecare duminică se fereau de stânga și dădeau în dreapta, se fereau de dreapta și dădeau în stânga, vedeau steaua lui David și dădeau toți banii la cel cu crucea, dar care și el în aparență era creștin, în realitate era tot unul care era de-a lor. Deci în spatele ei, de fapt, se întâlneau și erau prieteni. Deci, care este problema și la unii și la alții? Unii sunt vicleni ca să atace și se făceau că sunt săraci, alții sunt săraci, dar de fapt sunt fără discernământ. Învățați să fiți blânzi cu inima, dar înțelepți ca șerpi. Care este lucrarea care trebuie să o facem noi în ziua de astăzi? Trebuie să trecem dincolo de demonii poftitori, de demonii mânioși, de demonii articoni, să călcăm peste șerpi, peste scorpii, peste balauri. Pentru că în ziua de astăzi, iubiți credincioși, mecanismele demonice sunt atât de parșive și de viclene, de va fi cu putință să cadă și cei aleși. Ce ne doare pe noi sufletul? Că în clipa aceasta care ar trebui să vorbească cei care ar trebui să aibă discernământul, lumina duhovnicească, să explice poporului, aceștia tac pentru că sunt funcționari, fiecare funcționare a statului, adică acea babă nenorocită care i-a păcălit și pe unii și pe alții, având în spate pe dracu, și sunt funcționari a statului și fac parte dintr-un sistem care nu face altceva decât să bage în popor neliniștea, nesiguranța, frica pentru ziua de mâine, nu mai știe omul ce să aleagă, care este binele și care este răul. În ziua de astăzi, cei care ar trebui să vorbească, adică în primul rând arhierei, preoții, duhovnici, stareții, aceștia tac, ei ar trebui să vorbească în continuu, să explice: oameni buni, treziți-vă, veniți către centrul centrului, deveniți hristocentrici, ieșiți din balamucul acesta al 666, poftă fără Dumnezeu, mânie fără de Dumnezeu, rațiune fără de Dumnezeu, toate acestea orientate demonic în jos. Veniți și adunați-vă în centru la Sfânta Liturghie, pocăiți-vă în masă, vă dezlegăm în bloc, toată lumea să se zmerească în fața lui Dumnezeu, este nevoie de unitate, de credință, unitate de neam, unitate de gândire, unitate de trăire, unitate de acțiune, unitate întru toate. Și aceștia ar trebui să vorbească în continuu și să explice poporului că această mascaradă globală nu face altceva decât să ducă lumea într-o înșelare cumplită, să-i pregătească pentru un vaccin care să acționeze la nivelul adânc al ființei umane, și v-am spus de atâtea ori, roșiile modificate genetic, apa modificată și ea, pământul modificat și el, aerul modificat și el, animalele modificate genetic, urmează omul să fie și el modificat la nivelul ADN-ului și să ajungă lumea să fie plină de mutanți. Când au apărut uriașii înainte de potop, iubiți credincioși, căzând în păcate cumplite, au fost o mutație la nivelul planului fizic și a venit potopul peste ei. Acum va fi o mutație interioară în planul fizic și o mutație duhovnicească, pentru că oamenii vor avea altă minte, altă rațiune, altă logică, altă vedere, altă trăire, altă simțire impusă de nebunii aceștia care sunt sub stăpânirea demonilor, care sunt șerpi, scorpii și căpeteni, fiecare pe nivelul lui. Unde sunt arhierei și preoții care ar trebui să vorbească în continuu? Unde sunt creștinii care este sarea pământului? Fiecare se frământă în casa lui și așteaptă. Așteaptă ce? Oare ne închid? Oare nu ne închid? Oare ce-o fi după alegeri? Mergem la alegeri sau nu mergem la alegeri? Nu facem politică. Noi ne punem problema poporului care nu se sesizează
că suntem într-o luptă satanică și demonică, iar cei care ar trebui să explice lucrurile și să lumineze poporul sunt instrumente ale noii ordini mondiale. De aceea, iubiți credincioși, încă o dată și încă o dată, vă chemăm și vă îndemnăm să veniți către Centrul Hristos, să veniți la Sfânta Liturghie, să vă pocăiți și să vă împărtășiți ca Hristos să lucreze în voi. Însă nu vă bucurați de aceasta, le spune Domnul, că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. Aceasta este menirea, ca să ajungem, ca să avem numele înscrise în împărăția cerurilor. Pe pământ suntem trecători 50-100 de ani, cât o fi, iar după aceea o veșnicie cu Hristos sau fără de Hristos, iubiți credincioși. Miza este mare. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne, al Cerului și a Pământului, că ai ascuns acestea de la cei înțelepți și la cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci a fost așa înaintea Ta bunăvoința Ta. S-a bucurat Iisus cu Duhul, așa cum în altă parte se mâhnea cu Duhul că poporul nu înțelegea, că ucenicii nu înțelegeau. De data aceasta s-a bucurat cu Duhul, pentru că a descoperit Domnul puterea și înțelepciunea acestor apostoli și a descoperit puterea și lumina celor nevinovați cu inima ca niște prunci. Adică cei care au inima curată vor vedea pe Dumnezeu. De aceea, dincolo de toată înșelăciunea lumii acestea, singura vedere este vederea duhovnicească, vederea în Duhul Sfânt, am văzut lumina cea adevărată, lumină care vine în noi prin tainele Sfinte Biserici. Singura vedere adevărată este aceea să treci dincolo de toate mecanismele acestei lumi și să vezi cum vin și pleacă, vin și pleacă și tu să țintești deasupra lumii, adică în împărăția cerurilor, să fii pregătit de mărturisire, să fii pregătit de lepădare de toate, să fii pregătit de ce este mai cumplit pe fața pământului și să fim pregătiți cu toții pentru mucenicie și mărturisire ca să petrecem cu Hristos în împărăția celor. Nu suntem apocaliptici, nu suntem extremiști, fundamentaliști, cum vor să ne eticheteze mulți, chiar mulți dintre ai noștri, preoți, arhierei și așa mai departe. Dar vă conștientizăm, pentru că voi știți cum vă frământați fiecare dintre voi. Voi știți câte gânduri aveți în inimile voastre. Numai voi știți câte probleme vă puneți acasă, în familie, ce facem noi, omule, ce facem noi, măi femeie, pentru ziua de mâine, cu copiii aceștia, că nu mai avem nicio siguranță. Voi toți veniți cu aceste frământări la duhovnici. Ar trebui să mergeți cu toții pe capul arhiereilor și să-i întrebați: sunteți păstori sau nu sunteți păstori? Ne spuneți un cuvânt sau ne spuneți un cuvânt? Vă asumați conducerea sau ne-ați trădat la Sinodul Hrezi din Creta și ne mai trădați încă o dată și încă o dată cum ați trădat an de an în funcție de cum s-au schimbat partidele politice? De aceea, iubiți credincioși, toată nădejdea noastră spre Dumnezeu, toată nădejdea noastră o punem spre Maica Domnului, toată nădejdea noastră o punem spre ajutorul Sfinților și cât mai puteți veniți și vă împărtășiți cu Sfintele și Preacuratele Taine. Amin.